Când v-ați început cariera de agricultor? Cariera a început în urmă cu 5 ani, 5 ani jumate. Ce v-a determinat să faceți acest lucru? O discuție prietenească cu un prieten de familie care ne-a vizitat la un moment dat și discutați pe agricultură, având în vedere că de mic copil mi-a plăcut acest lucru. Ce sprijin aveți din partea instituțiilor internaționale, naționale și locale? Cel internațional, dacă aici vă referiți la Uniunea Europeană, mă gândesc că la ea vă referiți, se poate spune că ne sprijină, dar având în vedere că suntem o țară, dacă se poate spune, tânără intrată în Uniunea Europeană, avem un sprijin foarte limitat. În momentul în care noi concurăm pe o piață europeană, unde toată lumea își vinde produsele, unde vorbim de burse, unde ni se vând produsele și vinde la același preț, avem o mare problemă. Subvențiile noastre sunt mult mai mici, sau acel sprijin european este mult mai mic față de țările cu care concurăm. Instituțiile naționale, vorbim aici de Ministerul Agriculturii, direct și alte instituții indirect. Încearcă să ne ajute, dar ajutorul venit din partea lor de foarte multe ori se lovește de foarte multă birocrație, care întâlnea toate instituțiile legate de Ministerul Agriculturii. Dar în fiecare an este un pic mai bine. Instituții locale, aici ar fi iar o problemă foarte mare. De exemplu, suntem principalii cotizanți pentru bugetul local al primăriei. Și atunci, știți cum e, am dorit măcar 5% sau 10% din acei bani să întoarcă în agricultură. Ce suprafață lucrați pe an? În acest moment lucrăm 140 de hectare. Pe ce producție vă axați? Cultura principală este porumbul, fiindcă avem o zonă în care porumbul face producții foarte bune. A doua cultură, aș putea să spun că este fecal de zahăr. Mai avem grâu și mai avem floarea soarelui. Cam astea sunt culturile de bază. Ce planuri aveți pentru viitor? Sper să fie tot în regulă și dacă se schimbă foarte mult clima, încep niște provocări pe care de fapt noi nici nu le cunoaștem. Cum se desfășoară un an agricol în mod normal? Anul agricol începe în septembrie, nu în ianuarie, cum începe anul calendaristic. Începem de fapt de la recolte, fiindcă în momentul acela începe să recoltăm floarea soarelui, începe să recoltăm porumbul. După ce am terminat de recoltat și floarea și porumbul, urmează arăturile. Pe perioada iernii nu se lucrează nimic, eventual o fertilizare la grâu. Prima cultură la semănat este sfecat de zahăr. Înainte să o semănăm normal, pregătim terenul, fertilizăm, se fac 3 fertilizări, chiar aici am sărit peste fertilizarea din toamnă, care se face sub arătură. După ce am semănat sfecla, urmează o grămadă de erbicide și de tratamente, dar după semănatul sfeclei urmează semănatul de floarea soarelui, după floare semănăm porumb. Deci cam asta ar fi legat de semănat. Și încetul cu încetul ne apropiem de campania de vară, iunie-iulie recoltăm grâu, recoltăm de fapt păioasele, numai grâu, și ajungem încetul până în septembrie.